Pacea Domnului, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău preamărit, deschide serviciul divin din această seară cu cântarea 30, pentru tot ce ai creat. Să ne rugăm împreună. Tată Sfânt și Bun, venim în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos și în puterea Duhului Tău ce Sfânt și Bun să-ți mulțumim că ne-ai îngăduit să apucăm și acest sabat sfânt. Îți mulțumim, Părinte, că ne-ai îndreptat pașii în această seară ca să ne întâlnim cu Tine, cu frații și cu surorile noastre. Amin. Îți mulțumim, Părinte Sfânt, că ai fost cu noi încă o săptămână. Îți mulțumim pentru grija și binecuvântările care ni le dai. Deși de foarte multe ori noi nu le merităm, dar Tu ești atât de bun că ne dai tot ceea ce avem nevoie. Te rugăm, Părinte Sfânt, să cobori în mijlocul nostru prin Duhul Tău ce e Sfânt și Bun, să ne umpli inimile cu Duhul Tău, ca să înțelegem mesajul Tău și chemarea Ta, ceea ce vrei să ne spui Tu și în această seară. Amin. Te rugăm, Doamne Tată, să binecuvintezi pe toți cei care au venit în această seară în casa Ta de rugăciune, dar Te rugăm să binecuvintezi și pe ceilalți care din anumite motive nu au putut să vie să întâlnească cu Tine în Sfântul Tău cuvânt. Binecuvintează, Doamne, pe toți cei care sunt bolnavi, în special pe cei care sunt pe patul de suferință. Mângâie-i Tu acolo, Doamne, și alină-le durerile ca să simtă că sunt mângâiați de Tine și să simtă că este sabatul Tău cel sfânt. Doamne, ajută-ne să facem sfântă voia Ta. Doamne, dă-ne putere, dă-ne voință și biruință împotriva păcatului. Toate Te rugăm și îți mulțumim prin Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt să se facă, Tată, cum voiești Tu și nu cum voim noi. Amin. Amin. Săptămâna aceasta, mai precis miercuri, 24 ianuarie, s-au împlinit 159 de ani. Știți de la ce eveniment? Mulțumesc! De la mica unire. Sau dacă vreți, de la un pas mic spre România modernă, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Ziua de 24 ianuarie,
a rămas în istoria noastră, în istoria românilor, ca o dată la care s-a înfăptuit unirea principatelor române, anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și al Țării Românești. Bineînțeles, momentul venea după mulți pași, dacă vreți, mărunțiți de-a lungul timpului, de atitudinea marilor puteri ostile ale Europei. Anul acesta, 2018, dacă vreți, vom sărbători, sărbătorim deja centenarul Marii Uniri, 100 de ani, dacă vreți, de la unirea Transilvaniei cu Regatul României. Și îndrăznesc să vă spun acum, la deschiderea unui sabat, la început de întâlnire cu Dumnezeu, la mulți ani, dragi români, să vă urez pacea Domnului Iisus Hristos în suflete, în inimi, să vă spun bun venit la închinare, fie că sunteți în sală sau că ne urmăriți pe internet, să avem părtășii în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, iar liantul ce va realiza lucrul acesta să fie doar prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. V-aș invita la înălțarea gândurilor către ceruri prin cântec la momentul acesta și aș vrea două propuneri din sală să fie, dacă vreți, imnurile cu care să-L lăudăm pe Dumnezeu la acest început de sabat, la acest început de serviciu divin. 222. 222 și care să fie și celălalt imn? Mulțumesc. Haideți să cântăm imnul Tu ești Doamne a păcii stâncă, imnul 222, iar apoi imnul 80, O Iisus, ce dulce nume! O Iisus, ce dulce nume! Thank you.
Săptămâna cuprinsă între data de 3 și 10 februarie, pentru toți aceia dintre noi care ne mai uităm prin calendarul zilelor așa speciale în cadrul adventismului, este cunoscut această săptămână sau aceste două sabate ca fiind pusă deoparte pentru săptămâna căminului Advent. Nu o să pot fi cu dumneavoastră în întregime nici sabatul acesta, nici sabatul viitor, însă mi-am permis să deschid, începând cu sabatul acesta și poate vom continua într-o manieră în care ne va lumina Dumnezeu până sâmbăta viitoare, Scriptura pentru a ne opri puțin la câteva familii din Sfânta Scriptură, și pentru a extrage de acolo câteva lecții, lecții prețioase pe care ei la momentul acela și le-au luat pentru ei și le-au însușit, le-au trăit și le-a făcut bine în relația lor personală cu Dumnezeu, în relația lor de familie cu Dumnezeu și descoperindu-le astăzi cu bucurie, cu credință, cu smerenie înaintea lui Dumnezeu, cred că ne vor face bine și nouă la nivel personal și la nivel de familie. Vedeți, atunci când ne aplecăm asupra istoriilor biblice, tendința este să ne focalizăm pe indivizi. Dacă răsfoim, de exemplu, Evrei capitolul 11, sunt acolo amintiți martiri, sunt acolo amintiți oameni mari, oameni cu greutate, oameni care au rămas în istoria sacră nu prin ce au făcut ei, ci prin ce a reușit Dumnezeu și harul său să facă printr-un om sau prin niște oameni care se lasă călăuziți de el. Dar să știți că nu ni se spun prea multe lucruri despre familiile din spatele acelor oameni. Însă așa cum vom vedea în seara asta, rolul jucat poate de soții, poate de soți, poate de copii, de bunici, de familia lărgită, din spatele unui om, din spatele reușitelor unui om. Este fantastic. Dacă ar fi să ne uităm la Moise, știți cum intră Moise în istoria poporului lui Dumnezeu? E o întreagă telenovelă acolo, să știți. Un decret de moarte, o spaimă ce încearcă pe părinți și o încercare de a-l ascunde pe cel mic. Și cunoaștem întâmplările. Așa intră Moise în istorie. Dacă ar fi să ne gândim la Avraam, și să știți că de el ne vom ocupa în seara aceasta, și de familia lui, de părintele credincioșilor, să știți că n-a fost un om singuratic. Scriptura ni-l așează de multe ori în dialog cu Dumnezeu, stând înaintea îngerilor, mijlocind, ieșind la luptă și pare așa că este un călăreț singuratic, dar nu e deloc așa. A fost un om al dialogului, a fost, dacă vreți, mai întâi de toate un soț, a fost un tată, a fost, dacă vreți, stăpân, dacă vreți, un împărat, un mini împărat peste o anumită zonă la un moment dat.
Vreau să aduc înaintea noastră două versete în seara asta, dar doar despre unul ne vom ocupa în mod deosebit. Știți că la un moment dat Scriptura, după un dialog pe care îl poartă, în capitolul 15 din Cartea Genezei putem găsi despre asta, după un dialog pe care Dumnezeu îl poartă cu Avram, cu credinciosul său de pe pământ, după ce îi refăgăduiește faptul că îi va da un fiu, îi va da un moștenitor, după ce omul se plânge, Doamne, dar îmbătrânesc, mor și n-am copii, Dumnezeu îi reafirmă angajamentul pe care și-l luase de a-i oferi un moștenitor din sămânța lui. Și Scriptura, în versetul 6 din capitolul 15, ne spune că Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Ce frumos să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să devii neprihănit. Să devii în felul acesta tatăl, părintele tuturor credincioșilor. Însă vreau să aduc înaintea noastră un verset care stă la baza negocierilor dintre Avram și Dumnezeu pentru soarta Sodomei și a Gomorii. Cunoașteți întâmplarea, este așezată înaintea noastră pe paginile Sfintelor Scripturii, în Geneza, la capitolul 18. La un moment dat, în căldura zilei, stătea la ușa cortului și deodată zărește trei oaspeți, îi invită să șadă la masă, comandă imediat un meniu și începe un dialog. Copilul făgăduinței este încă o dată promis. Și la un moment dat, versetul 16 ne spune că bărbații s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei ca să-i petreacă. Era o chestiune de bun simț, fuseseră oaspeții lui. Și atunci Domnul spune ceva. Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Să ascund eu de omul meu ce vreau să fac? Ce intenții am? Să-i ascund eu lucruri ce au fost discutate în sfatul Sfintei Treimi, de decizii pe care le-am luat? V-ați gândit vreodată de ce a decis Dumnezeu să nu-i ascundă? De ce decide să-i spună? Am putea să ne legăm de versetul pe care tocmai l-am citit, în Geneza, capitolul 15, cu 6. Păi dacă îl credea pe cuvânt, dacă îi socotise lucrul acesta neprihănire, dacă umblarea lui cu Dumnezeu, chiar dacă pe alocurea stângace, era una care avea darul să-l apropie mai mult și mai mult de el, e logic, nu? Să nu-i ascundă lucrul. Dar Biblia nu spune că de asta a decis Dumnezeu să-i spună. Și Scriptura continuă, Geneza, capitolul 18, versetul 19. Eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și de asta îți spun. De ce? Pentru că eu îl cunosc și știu două lucruri. Care să poruncească fiilor lui și casei lui după el ce este drept și ce este bine. Am putea spune că scopul chemării lui Avram din Ur, din Haldeea, spre Canaan, este cel menționat de Sfânta Scriptură în Geneza, la capitolul 12. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Cum continuă versetele?
Te voi face un neam mare. Te voi face o binecuvântare. Și nu, lucrurile nu vor rămâne așa. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin tine. Frumos, nu? Dar să știți că scopul esențial, miezul problemei, sau miezul chemării lui Avram din Ur din Haldea, din acea țară idolatră, acel tărâm unde oamenii numai spre Dumnezeu nu își îndreptau gândurile, n-a fost doar ăsta. Dumnezeu știa că acest plan nu se va realiza niciodată decât dacă Avram va porunci fiilor lui după el, casei lui, să păzească ce e drept și ce e bine. Misiunea lui era, în primul rând, față de cei din casa lui, față de copii, față de soție, față de servitori și abia apoi față de familiile pământului. Aș vrea ca în seara asta să vedem în ce manieră acest om al lui Dumnezeu a reușit să poruncească fiilor lui după el și casei lui să facă ce e drept, să facă ce e bine. Și în felul acesta, familiile pământului să fie binecuvântate. M-am gândit un pic la Isaac, copilul făgăduinței. Și vreau să vă așez un moment, un flash. Spiritul profetic spune în Cartea Patriarhii și Profeți, la pagina 152, că la un moment dat, cu groază și uimire, Isaac a aflat despre soarta care l-aștepta. Suntem pe muntele Moria. Și Avram îi spune că urmează să fie sacrificat. Dar nu s-a împotrivit. Ar fi putut să scape de ceea ce l-aștepta dacă ar fi ales să facă așa. Bătrânul Avram, paralizat de durere, istovit de lupta celor trei zile îngrozitoare, nu s-ar fi putut împotrivi voinței tânărului plin de vigoare. Dar Isaac fusese educat din copilărie să asculte îndată și cu încredere. Ce vârstă credeți că avea Isaac? 9 Și dacă Spiritul Profetic spune că dacă ar fi vrut, s-ar fi putut împotrivi, probabil n-avea doar 12 ani sau 15. Nu știu dacă un copil de 15 ani poate să se ia la trântă chiar cu un bătrân. Probabil pe aici, 15-18 ani, da? V-ați gândit vreodată cum să reușești ca de bună voie să așezi un tânăr pe altar, să-l sacrifici? Cum o fi făcut lucrul acesta când poate noi astăzi nu reușim să ne luăm copiii nici măcar la biserică? Ce să mai vorbim, să-l pui pe un altar, să-l omori? Că-l aduci tu jertfă, că mă aduci jertfă cui? Domnului, ce Dumnezeu e ăsta? Nu, sunt întrebările tinerilor noștri. Facem asta, de ce facem? Ce Dumnezeu e ăsta, de ce are asta? Dar nu, el fusese educat. Fusese educat să asculte, să asculte de îndată, să asculte cu încredere. Apoi m-am gândit la slujitori, copiilor și casei lui după el. În casa lui erau slujitori. Uneori e mai simplu să te raportezi la colegii de muncă, cei din subalterni, să zic așa, sau la superiorii de la serviciu, decât la copii, la familie. Dar nu e ușor nici acolo. Slujitorii lui Avram nu interacționau cu el doar când erau la serviciu.
Ei locuiau împreună. Interacționau peste zi. Câți servitori credeți că a avut Avram? Poftiți? Vreo 1000. Știu că la un moment dat Scriptura ne spune că a ieșit la luptă 318. 318 bărbați în stare să poarte arme, dar Scriptura face un acolo o notificare că erau bărbați luptători născuți în casa lui. Nu erau niște străini. Cu siguranță avea și robi, avea și roabe care fuseseră poate cumpărate, fuseseră oferite sau oferiți, gândindu-ne la robi, da? Probabil peste 700, 1000. Lor trebuia să le arate calea Domnului, zilnic. Mă gândeam la momentul în care Avram trebuie să ia o soție pentru Isaac. Acum nu știu dacă voi face așa când va trebui să iau nu o soție, ci două soții pentru copiii mei. Dar e delicat să așezi o decizie, bine, trăim niște vremuri când nu le mai luăm noi ca părinți, da? Foarte delicat să te duci la cine? La un servitor, la un rob și nu la oricare, ci la acela care urma în mod normal să fie moștenitorul tuturor bunurilor sale. Și să-i ceară să facă ce? I-a cerut să cam dea înapoi cu piciorul într-un țepuș. Să-l doară. Pare că-i face în ciudă. Dar nu. Omul îl cunoștea pe Avram. Știa că este acel om al lui Dumnezeu, socotit neprihănit, care își învață copiii și casa lui să facă ce e bine și ce e drept. Și îl găsesc în casa unor străini, lăudându-l pe Dumnezeul lui Avram. Îl găsesc rugându-se. Unde o fi învățat el să se roage? Dacă nu în casa stăpânului său. Îl găsesc apoi dând mărturie despre experiența în rugăciune. Despre modul minunat în care Dumnezeu îi răspunde, despre promptitudinea cu care Dumnezeu îi răspunde. Și după ce mireasa spune da, el nu stă la masă. Biblia ne spune că se pleacă până la pământ și s-a închinat. Unde o fi învățat un servitor, un rob, toate lucrurile astea? Nu era un secret, nu e nimic secret din ceea ce v-am spus, că Avram a reușit să transmită și copiilor și casei sale după el să facă ce e bine și ce e drept. Întrebarea pe care aș vrea să o frământăm puțin în minutele următoare este cum a reușit? Spunem de multe ori că vremurile biblice erau altfel decât astăzi, erau altfel. Că atunci se trăia credința mai ușor, că așa relația soț-soție, părinți-copii, părinți-bunici era mai lesne. Oare? M-am gândit un pic la relația lor ca părinți cu Dumnezeu. Cum a reușit Avram să transmită fiilor săi și casei sale după el, să facă ce e bine și ce e drept? Cred că în spatele acestui succes, în spatele acestor realizări, stă o experiență autentică, personală, a sa și a soției sale, Sara, cu Dumnezeu. Și vreau să mă justific. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău. Și vină unde? V-am mai întrebat odată, dar vă întreb, ne face bine. Când v-ați mutat ultima dată? Nu de la o grupă la alta a școlii de sabat,
ci să te muți poate dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta, să schimbi serviciul, poate biserica. Câți dintre noi avem baie, toaletă în casă, apă curentă, căldură? Și când ați părăsit ultima dată un astfel de cămin confortabil, să mergeți și să locuiți în cort? O aveam pe mama, pe biata mama, nu putea să doarmă în cort. Simțea că nu mai are aer. Bine, în cort niciodată nu o să mori, că nu mai ai aer. Dar nu putea să doarmă în cort. Avem impresia de multe ori că această chemare oferită de Dumnezeu unui om al său, acest plan măreț vine așa ca o mutare dintr-o țară rea, săracă, din lumea a treia, undeva la lux. Frații mei, au trecut zeci și zeci și sute de ani până când poporul acesta, format al lui Dumnezeu, să se așeze în țara unde curge lapte și miere. Până atunci a însemnat pribegie, a însemnat călătorie, a însemnat arșița vremii, frigul nopții, îndurat în cort. Adăugați la asta jertfirea lui Isaac. Ce frumos tablou, o ilustrare a ceea ce urma să facă Domnul Hristos peste veacuri. Dar puneți-vă în locul lui Avram. N-avea noimă, n-avea sens. Un Dumnezeu care spune să nu ucizi, îți cere la un moment dat să-ți sacrifici copilul? Și pentru ce? Doar că acest om al lui Dumnezeu a învățat ușor, dar sigur, să asculte glasul lui Dumnezeu. Să nu-l încurce, să nu-l confunde. Și a făcut asta într-un mod personal. Când îl chema pe nume Avrame, Avrame, el era acolo. Și n-a stat nicio clipă să se gândească să-l sacrifice sau să nu-l sacrifice pe Isaac. Știți de ce? N-a avut niciun dubiu. El știa glasul. Era același glas care îl chemase din Ur în Canaan. Dar Sara, el e părintele tuturor credincioșilor. Să știți că fără cooperarea Sarei, fără credința Sarei, ar fi fost teribil pentru părintele credincioșilor. Sfânta Scriptură ne spune în Evrei, capitolul 11, versetul 17, că ea a crezut credincioșia celui ce îi făgăduise. În 1 Petru 3, cu 5 și 6, e dată ca exemplu de femeie sfântă care s-a încrezut în Dumnezeu. Nu spun că a fost ușor. M-am adus, acum mai multe sabate înainte, chiar frământarea interioară. Ba chiar râsul ce le-a încercat. Viața la un moment dat, când la bătrânețe copilul este din nou și din nou făgăduit. Dar au fost biruitori și pas cu pas au învățat să asculte glasul lui Dumnezeu. Iar Isaac și robii și roabele din casa lor i-au văzut. Cu siguranță lui Isaac nu i-a fost greu să se încreadă într-un tată care e sigur de glasul lui Dumnezeu. Care nu bâșbâie, nu știe dacă acu să se încreadă, dacă acu să asculte sau să aibă dubii. Nu i-a fost greu nici măcar să moară, pentru că tata știa ce spune. Mă gândeam la un lucru, și anume că seriozitatea cu care părinții vor trata glasul lui Dumnezeu
va determina gradul de seriozitate cu care copiii îi vor trata pe părinți și îl vor trata pe Dumnezeu. Și mă gândeam la ce responsabilitate avem înaintea lui Dumnezeu. Ne-a chemat Dumnezeu din lumea asta pe fiecare la un moment dat. Și poate am făcut multe greșeli pe care le regretăm. Însă să știți că niciodată nu este târziu să o iei de la capăt. Să asculți glasul lui Dumnezeu în mod individual. Iar lucrurile la nivel de familie se vor resimți imediat. M-am gândit apoi la relația dintre ei, ca soț și soție. Sunt așa deosebiți când îi iei individual și așezi înaintea lui Dumnezeu, dar împreună. Nu e secret pentru nimeni că Sara crește cumva așa în umbra lui Avram. Numai că s-a împodobit cu atâta supunere față de el, cu atâta dragoste, i-a fost un sprijin. N-a fost umbra lui, deși poate părea așa. Este cea care, în diferite crize, îi sugerează anumite soluții. Vă aduceți aminte cine a venit cu soluția Agar la infertilitatea ei? Sara. Era genul de femeie descrisă în Cartea Proverbelor. Știți cum este descrisă femeia? O femeie credincioasă în Cartea Proverbelor. Care știe cum sunt socotelile acasă, care știe cum sunt la târg sau la poarta cetății. Nu iese în față, dar se raportează de la egal la egal cu Avram. Nu este doar vizibilă, ci se face auzită. Și într-o manieră delicată, finuță, astfel încât Avram să o iubească mult. Știți că la un moment dat îi spune, trebuia să treacă printr-un anumit teritoriu și îi spune așa, știu că ești, cum? Frumos. Știu că ești frumos. O femeie frumoasă la chip. Calea cea mai bună de a ne învăța copiii respectul față de mamă, față de tată. Este să le oferim acestora ocazia să-și vadă tatăl purtându-se atent și tandru cu mama, iar pe mamă tratându-l cu respect pe tată. Copiii învață să păzească porunca a cincea privind la iubirea dintre părinți. Isaac l-a putut asculta pe Avram pentru că acesta demonstrase credința aia pe care pretindea că o are în Dumnezeu prin dragostea pe care o avea față de soția sa. Și copilul a crescut și și-a respectat părinții. De ce? Vă aduceți aminte că la un moment dat un împărat, nu o să zăbovesc asupra tabloului, își dă seama că Avram l-a mințit când a spus că Sara e sora lui, după ce și-a dat seama. Cum se joacă un bărbat cu soția lui? Nu știu, poate nu mai sunt timpurile de astăzi, noi nu prea mai avem timp așa să ne jucăm. Nu, dar probabil erau niște gesturi de tandrețe, de dragoste. Să știți că Avram n-avea 22 de ani când se juca cu Sara. Câți ani avea? Destui, nu? Privind la ei, Isaac a învățat să-i respecte și să-L respecte pe Dumnezeu. Și mă gândeam la familiile noastre astăzi. La acele familii în care copiii nu doar că nu-și respectă părinții, nu vor să audă de ei. E dramatic să vezi părinți uitați prin azile sau prin case.
îmbătrânite, părinți pe la care nu dă nimeni. Și poate că cumva, cândva s-a greșit ceva, sau poate că nu s-a greșit, ci s-a făcut cum trebuia. Poate că sunt lucruri pe care nu le mai putem îndrepta astăzi, dar sunt cu siguranță multe familii, mulți tați și mame, mulți bunici, care încă mai pot face ceva pentru copiii din casa lor, pentru copiii, pentru nepoții, ca să învețe să facă ce e drept și bine. Să învețe să se teamă de Dumnezeu și să fie o binecuvântare în lumea asta. Și un aspect probabil la care ar trebui să lucrăm mai mult ar fi tipul acesta de relație frumoasă între soți. Spune Scriptura că privind suntem schimbați, privind la Dumnezeu suntem schimbați. Dar și copiii, să știți că privesc la părinți. Privesc la acele momente când predica se încheie și predica trebuie să se puște cu practica. Asta se întâmplă acasă. M-am gândit apoi, dincolo de relația cu Dumnezeu individuală, dincolo de relația unii cu ceilalți soți, soții, mă gândeam și la tipul acesta de relație, privind la familia lui Avram, dintre părinți și copii. Trăim într-o societate unde formarea caracterului este lăsată cumva la voia întâmplării. Astăzi, copiii sunt educați de Facebook, de jocuri pe computer, de desene animate. Și dacă nu vă convine când în autobuz dumneavoastră stați în picioare și poate abia vă țineți venind de la spital și un tânăr stă jos, trebuie să știți că nu l-a educat mama și tata așa, ci altcineva. Știți că v-am adus înainte acea imagine, acel tablou, când Avram trimite pe slujitorul său cel mai credincios să ia o soție pentru fiul său. Știți câți ani avea Isaac când s-a căsătorit? Este cineva care are 40 de ani în sală? Gândiți-vă, cei care aveți 40 de ani, că era cam de vârsta dumneavoastră. Știți cum s-a comportat Isaac când a venit mireasa? N-a trântit? N-a spart nimic? Nu s-a dus în cort la Avram să ia cu el de guler? Credeți că era perfectă mireasa? Probabil nu, probabil i-a plăcut. Sau probabil au fost lucruri care nu i-au plăcut. Numai că el avea un tip de caracter pe care și-l dezvoltase, sau un caracter ce-i fusese dezvoltat în acești 40 de ani de viață. Avram și Sara își luaseră timp să-i arate cum se fac lucrurile. Nu doar să-i arate ce este bine și ce e rău. Isaac nu a fost doar un imitator, un individ care copiază fidel credința părinților. Nu doar că s-a conformat, ci el, la un moment dat în viața lui, a îmbrățișat credința părinților. N-a fost gata doar să moară pentru ce credea Avram, ci pentru propria lui credință în Dumnezeu. Imaginați-vă că pe Moria, nu doar credința lui Avram a fost pusă la încercare, ci Spiritul Profetic vorbește de propria ei credință. Să stai acolo pe altar și să aștepți ce? Să fii sacrificat? Câtă credință! El n-a învățat doar ceva din credința părinților, ci la un moment dat în viața lui, din ce a auzit și ce a văzut, și-a format un caracter. Mă gândeam la un aspect, și anume că trăind în societatea asta unde caracterele sunt modelate de fel și fel de lucruri, mă gândeam că va veni un moment și cred că momentul
este deja venit, când nimeni nu-și va da viața pentru credința altuia. Nici măcar copiii noștri. Suntem creștini. Am venit să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ne bucurăm probabil de o relație personală cu El. Venim sâmbătă la închinare, ne dăm zecimea, păzim sabatul. Însă gândindu-mă la relația pe care ar trebui să o avem cu copiii noștri, mă gândesc la un lucru ce nu e secret pentru nimeni, și anume, credința nu se împrumută. Martirajul, dacă e să vorbim și să ne raportăm la ce s-a întâmplat cu Avram și cu Isaac pe muntele Moria, este o alegere și nu o conformare. Iar Sfânta Scriptură și Spiritul Profetic spun faptul că la un moment dat, în trecerea timpului și pe măsură ce ne apropiem de vremurile finale, de închiderea Harului, vor fi martiri. Vor fi oameni care vor trebui să-și dea viața, știți pentru ce? Nu degeaba, ci ca să fie o mărturie pentru alții. Să fie o binecuvântare pentru alții. Și aș vrea să ne gândim un pic la familiile noastre. Ne putem gândi la relația noastră personală cu Dumnezeu, la relația soț-soție, dar aș vrea să ne gândim puțin la copiii noștri. Și așa cum ne-i cunoaștem fiecare, dacă credem că ei ar fi acum și aici dispuși să-și dea viața pentru credința lor. Pentru că dacă nu sunt gata să facă lucrul acesta, probabil mai sunt lucruri care trebuie să ajustate, ce trebuie să îndreptate de către noi în viața lor. Și nu în ultimul rând aș vrea să amintesc câteva lucruri despre relația cu servitorii, cu cei cu care interacționa cumva din obligație. Oamenii erau la serviciu, 24 din 24, 7 zile din 7. Probabil nu că au vrut, ci că așa a fost contextul. Și nu pot să nu mă gândesc cum reacționăm astăzi fiecare dintre noi cu cei care poate depind de pâinea zilnică de noi. Nu știu cum ar suna un interviu luat de un reporter unui servitor din casa lui Avram. Astăzi nici măcar nu mai avem servitori, nu-i mai avem acasă, dar probabil avem colegi la muncă, poate la serviciu, este un subaltern sau un superior. Au văzut ei în viața mea și în viața noastră bunătatea lui Dumnezeu. Probabil în viața lui Avram a existat un moment în care slujitorii au stat așa și s-au uitat la cei doi bărbați, la Avram și la nepotul său. Când după certurile lor, au trebuit să iau unul la dreapta și altul la stânga. Și probabil au rămas surprinși să vadă că Avram pierde. Pierde câmpia mănoasă a Iordanului. Și trebuie să o ia la munte, printre stânci. Au văzut apoi, probabil odată cu trecerea timpului, cum dintre stânci a reușit Dumnezeu să aducă binecuvântare în viața omului său. Probabil au văzut zbuciumul în drumul spre Moria. Cu siguranță au văzut în viața acestui om al lui Dumnezeu cum este să fii creștin în salopetă. Nu doar la altar seara, când vii să aduci jertfa, să vorbești mieros, ci ce anume înseamnă să fii creștin autentic
chiar atunci când mergi la luptă și după ce ai câștigat, să renunți la dreptul tău. Iar modul acesta de interacțiune este vizibil, chiar dacă noi nu suntem conștienți de el. Și n-am putut să nu mă gândesc cum mă privesc cei de lângă mine. Cum se uită ei la familia mea? N-am vecini, am venit de la Severin și acolo aveam. Și se uitau, să știți. Se uitau cum parchez mașina, ce am în portbagaj, dacă nu aveam acel roll-up tras, cum urc scările, cum ne îmbrăcăm, când mai țip la copiii mei, se auzea. Și nu doar la mine. Se aude la fiecare dintre noi. Frații mei, surori dragi, suntem chemați să fim un neam mare, un popor sfânt și desăvârșit. Suntem chemați ca și Avram să fim o binecuvântare între neamuri. Dar să știți că dezideratul acesta nu se întâmplă peste noapte. Niciodată n-a fost așa și nici în vremurile pe care le trăim nu va fi diferit. Ca să fim o mireasmă de viață spre viață în lumea și în colțul de oraș, de sat, de comună, unde ne-a așezat Dumnezeu, va trebui să avem o relație autentică, personală cu Dumnezeu. Că vorbim de soți, că vorbim de soții, va trebui să avem relații frumoase unii cu ceilalți, bazate pe dragoste, bazate pe încredere, bazate pe respect. Acel tip de relație ce place privirii, ce place urechii, ce o încântare și o delectare pentru cei lângă care noi trăim. Acel tip de relație ce poate fi oricând admirat de copiii noștri. De asemenea, pentru atingerea acestui deziderat, pentru a putea duce Evanghelia aceasta a mântuirii până la marginile pământului ca să fie o mărturie, va trebui să avem relații frumoase cu copiii noștri. Petrecem din ce în ce, poate mai puțin timp, unii cu ceilalți. Mâncăm pe rând, ajungem la fel, pe rând acasă. Poate au dispărut momentele de reuniune de familie. Respect familiile care se străduiesc din răsputeri să aibă zilnic astfel de momente, să mănânce împreună. Să aibă altarul de dimineață, de seară împreună, un sfârșit de săptămână, o cină, un prânz. Nu vă imaginați ce a reușit diavolul să ne răpească. Nu vom putea duce niciodată Evanghelia până la marginile pământului dacă nu vom avea relații bune cu copiii noștri. Și nu în ultimul rând, cu cei lângă care lucrăm. Nu mai avem robi și roabe. Dar sunt oameni cu care interacționăm zilnic, poate lângă care petrecem timp mai mult decât petrecem cu soțul sau cu soția acasă. Dacă nu vom lăsa și acolo o mărturie, un altar, să se cunoască că pe acolo am trecut, aș încheia cu un citat din Spiritul Profetic, din cartea Căminul Advent, pagina 32. Îl cunoașteți bine, dar ne face bine să-l repetăm. Și spune așa, o familie bine ordonată, bine disciplinată, vorbește mai mult în favoarea creștinismului decât toate predicile care ar putea fi predicate. Bine ordonată, bine disciplinată. O astfel de familie dovedește că părinții au reușit să urmeze instrucțiunile lui Dumnezeu și că la rândul lor, copiii lor îl vor sluji în biserică. Să ascund eu oare ce am să fac?
căci eu îl cunosc și poate ne putem așeza numele fiecăruia dintre noi aici. Eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de noi ce ne-a făgăduit. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu din tot sufletul, la nivel personal, la nivel de familie, la nivel de biserică, și harul său să fie peste noi toți. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, închidem serviciul divin în această seară cu cântarea 671. Ești pe calea mântuirii. Tată bun și sfânt din ceruri, în numele Fiului Tău prea iubit Domnul Iisus Hristos, venim înaintea Ta să-ți mulțumim din toată inima pentru cuvântul din această seară. Îți mulțumim pentru exemplul lui Avram și al lui Isaac. Îți mulțumim din toată inima, Doamne, pentru că am văzut ce educație le dădea înainte la copiilor. Doamne, Te rugăm să ne ierți, pentru că poate n-am dat o educație așa de bună copiilor noștri care nu sunt în biserica Ta. Dar acum, Doamne, îi predăm în mâna Ta cea sfântă, ca să Te ocupi Tu de ei, Doamne, pentru că noi nu mai putem
Sunt oameni mari. Fii tu cu ei, Tată bun, în lumea aceasta. Și ajută-i Dumnezeu nostru să aleagă calea ta cea bună. Dorim din toată inima să fim cu ei în ceruri. Ajută-ne Dumnezeul nostru. Te rugăm din toată inima pentru Sorin, băiatul nostru, să-l ajuți, Doamne, să aibă sabatul liber. Îți mulțumim că ne asculți și te lăudăm pentru tot. În numele Domnului Iisus. Amin.